anul acesta în domeniul naval ne gândim la posibilități, la opțiunile pentru achiziționarea unor corvete multifuncționale în perspectiva anilor ce vin. Acest tip de înzestrare este prins în programul Armata României 2027 și probabil în 2016 ne vom concentra pe studierea opțiunilor disponibile, a tipului de contract care ne-ar servi cel mai bine și vom degaja niște soluții spre finalul anului.